Aș vrea să spun următoarele. Dumneavoastră veniți degeaba la Comisia de Urbanism. Faptul dumneavoastră considerați că eu vin acolo degeaba e părerea dumneavoastră. Cred că domnul Surdu s-a referit la faptul că dumneavoastră sunteți plătit când mergeți la acea comisie și nu participați la vot, dar participați la toate discuțiile. Ca pentru icoarea noastră informare, recunosc că habar nu am avut până astăzi că se plătesc la urbanism. Că habar nu am avut. Dumneavoastră veniți degeaba la Comisia de Urbanism. Pentru că aș vrea să comentez, dar în momentul în care nu-ți dai votul și participi la o comisie, înseamnă că vii să vezi ce se întâmplă acolo, nu știu, poate acuzațiile pe care le face colegul dumneavoastră la dumneavoastră se referă. Să vedeți care e proiect și cum trece și cum trece. Eu n-am auzit între noi, discutându-se la comisie, de vreun proiect care, hai să-l sprijinim pe ăsta. Și vă repet, dumneavoastră veniți degeaba la comisie, pentru că un consilier responsabil își dă votul pe proiectul respectiv. Sunt de acord cu el sau nu sunt de acord? Părerile pe care dumneavoastră le enunțați acolo atâta timp cât nu le susțineți prin vot, sunt zero. Pentru că toate proiectele care au trecut și care au ajuns în Consiliul Local au ajuns datorită consilierilor PSD și alte și de la PMP. Deci, n-ați avut absolut nicio contribuție în mandatul pe care îl aveți ca și consilier, în care ieșenii și-au pus nădejdea că vor putea construi, vor putea să își facă un business, vor putea să-și iau o locuință nouă. Toate lucrurile astea care sunt legate de Comisia de Urbanism și de aprobarea puzurilor în Consiliu, dumneavoastră nu ați participat la acest lucru. Ori trebuie să vă explicăm la fiecare ședință de Consiliu acest lucru, că dumneavoastră veniți degeaba acolo în momentul când eu particip la o comisie. Una la mână, că în afară de părerea pe care o am, îmi dau votul. Îmi asum prin acel vot proiectul respectiv că a respectat legalitatea, că are toate documentele care îi se cer de către respectivul compartiment ca să fie propuse pentru ca primarul să le treacă pe ordinea de zi. Atât vreau să vă spun. Vorbiți la dumneavoastră în formațiunea politică de care faceți parte și explicați-le celor care vă trimit în Consiliu fără să dați votul pe aceste proiecte ale ieșenilor. Domnilor, noi ne facem de râs. Oamenii vor să dezvolte orașul, iar noi spunem că e un pugul vechi. Păi toată lumea care a construit în orașul ăsta de 20 de ani, construiește pe pugul ăsta. E bun, rău, cum e, toată lumea este egală. Și toată lumea se subordonează acestei probleme. Da. Deci, domnule, pot să răspund pentru Surdu. În primul rând, nu cred că interiorul noastră a vrut să sune la fel de arogant cum a sunat, pentru că cred că educația noastră nu este, nu sunteți în felul ăsta. Ea a sunat foarte arogant, așa, în regulă. Faptul noastră considerați că eu vin acolo degeaba e părerea noastră. Eu pot spune chiar cum despre dumneavoastră, dar nu mi-am permis să-l spun, pentru că sunt un alt fel de om, altfel construit. Dacă ieșenii consideră că rolul nostru ar trebui să fie unul doar de cel de ridicător de mâini la orice propunere
da? Sau de opoziție, că apoi putem fi criticați, la fel îi părea de astăzi și vă respect. Dar nu puteți să mă reproșați aici în plenul Consiliu, pentru că vin degeaba. Vin din timpul meu, fără să fim plătit. Dacă am o părere care vrea să țineți cont, vă mulțumesc. Dacă nu țineți cont de ea, iarăși, dar datoria mea, repet, este să fiu prezent acolo, să mă informez și să-mi spun punctul de vedere. Nu cred că am avut niciodată vreo părere sau vreo opinie care să jignească sau care să fie în afara cadrului de discuții sau fantezistă, da? Așa că v-aș ruga să vă păsați asta aprecierile pentru dumneavoastră. Eu voi continua să vin la acea comisie și pentru toți cei care doresc să-mi adreseze întrebări despre ce fac acolo, cât înțeleg și cât sunt de pregătit pe domeniul ăla, le stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Dacă mai există... Cred că domnul Sârdu s-a referit la faptul că dumneavoastră sunteți plătit când mergeți la acea comisie și nu participați la vot, dar participați la toate discuțiile. Și stăm și stăm și vă explicăm câte 20 de minute la un proiect și colegii mei din executiv vă explică, după care dumneavoastră, plătit fiind, nu luați nicio decizie și spuneți frumușel acolo, ne abținem. Asta vreau să spună domnul Sârdu. Ca pentru icoana noastră informare, recunosc că habar nu am avut până astăzi că se plătesc la urbanism. Vă spun cum afirmă, nu am știut că sunt plătite. Iar dacă este așa, vă spun public, puteți să nu mă, deci sunt de acord să renunț la... Sunt plătite sau nu, domnul? Păi, domnul viceprimar, de ce lansați niște... Am înțeles toate comisiile, în regulă. Deci dacă asta este o problemă, eu sunt de acord să fac exact asta pro bono împreună cu colegul meu, ca să nu există această suspiciune că venim acolo pentru a încasa niște bani fără să votăm, de fapt. Mulțumesc. Vă rog, domnul Ogon. Aș vrea să spun următoarele. Dumneavoastră veniți degeaba la Comisia de Urbanism. Fapt, dumneavoastră considerați că eu vin acolo degeaba, e părerea dumneavoastră. Cred că domnul Sârdu s-a referit la faptul că dumneavoastră sunteți plătit când mergeți la acea comisie și nu participați la vot, dar participați la toate discuțiile. Ca pentru icoana noastră informare, recunosc că habar nu am avut până astăzi că se plătesc la urbanism. Că habar nu am avut.